să reprezinte primarii de municipii este mai mult decât necesară. Am făcut o serie de demersuri la nivelul Asociației Municipiilor, care are o activitate de reprezentare foarte intensă la nivelul Guvernului României, la nivelul Parlamentului. În acest moment, la Bacău, a avut loc această dezbatere care a tranșat o serie de probleme pe care le ridică atât primarii din regiunea de Nord-Est, primarii de municipii de regiunea de Nord-Est, dar și o serie de probleme care, practic, lovesc întreaga componentă a administrației locale. Am să dau cuvântul domnului președinte Negoiță pentru a vă prezenta în mod general, în mod concret, particular, activitatea pe care o are asociația. Din păcate, asociația în componenta municipală Bacău nu a fost foarte bine, n-a fost foarte concret reprezentată ca și activitate. Activitatea acesteia nu am pretenția să o spun că a fost dinamizată din momentul venirii ca și președintea domnului Negoiță, dar practic eu am perceput din impostaza de parlamentar această asociație în momentul în care aceasta a început să devină cu adevărat prezentă la nivelul Parlamentului României și la nivelul Guvernului. Acest lucru s-a întâmplat din momentul în care domnul președinte Negoiță și-a început activitatea. Această asociație are o componentă foarte importantă nu doar de reprezentativitate, și aici acum o să vă prezinte dumneavoastră, o să vedeți demersurile concrete pe care le-a efectuat și pe care le efectuează în momentul de față Asociația Municipiilor. Demersuri care au ca obiectiv final, până la urmă, bună funcționare a administrației publice, funcționare care este asigurată prin intermediul primarilor și prin intermediul instituției pe care o conduc. Domnule președinte, vă rog. Da, primar, mulțumesc. Încă o dată bună ziua tuturor. Vă mulțumim că sunteți aici. Câteva cuvinte despre Asociația Municipiilor din România. Este o structură asociativă care reunește cele 109 municipii din România. Jumătate din populația țării, aproximativ 10 milioane de cetățeni, locuiesc în aceste municipii, în aceste orașe. De fapt, zona de dezvoltare a României este partea acea jumătate a României care generează dezvoltare din toate punctele de vedere în această țară. Evident, cu problemele aferente care necesită o aplicare și o atenție deosebită, aș aminti câteva dintre ele, de exemplu, nivelul de salariere, de salarizare care este sub nivelul de decență. Avem mari probleme, mai ales municipiile reședință de județ, din cauza faptului că diferența între salarizarea în administrația publică locală și centrală este de la 1 până la 3. Adică de 3 ori mai mare în administrația publică centrală, la anumite zone, față de salarizarea, exact pe aceleași poziții în administrația locală. Ceea ce se face simțită o migrare a specialiștilor din administrația locală în administrația centrală. Avem un fenomen de depopulare și de deprofesionalizare a administrației publice locale. Acesta ar fi un aspect care ne interesează, evident, foarte mult, pentru că afectează buna funcționare a aparatului administrativ al primăriei, al primăriilor. Pe de altă parte, evident că ne interesează relația dintre primării și celelalte instituții ale statului. La ora asta sunt câteva zeci, vreo 30 de instituții care controlează primăriile. Foarte bine. Îi încurajăm și îi ajutăm în demersurile corecte pe care le fac. Numai că, pe de o parte, ne interesează ca relația să fie corectă. Adică, dacă cei din primărie greșesc, plătesc pentru ce fac, dorim și mi se pare cât se poate de corect ca cei care greșesc dintre cei care ne controlează să plătească deopotrivă. Mai mult decât atât și chiar mai important decât toate celelalte până acum, cele amintite, este că noi solicităm o instituție din statul român care să ne dea consiliere. Până acum câtva timp, Curtea de Conturi ne dea și consiliere. Avem atât de multe legi care au un nivel ridicat de ambiguitate. Avem multe legi care se bat cap în cap. Noi oricum am face, greșim, încălcăm una din ele. În consecință, avem nevoie de consultanță. La ora asta,
în România, primăriile nu mai primesc consiliere de niciunde. Noi solicităm această consiliere și nu e prima dată când facem acest lucru. Evident că avem foarte multe lucruri de învățat unii de alții, iar simplul fapt că ne-am adunat aici 10 primari și am stat de vorbă, avem de învățat unii din experiența celorlalți. Nu în ultimul rând, vreau să spun că un alt obiectiv al Asociației Municipiilor este de a lupta pentru urbanizarea acestei țări. Suntem cea mai ruralizată țară din Europa. Jumătate din populația României trăiește la țară, în zona rurală. Păi dacă ne comparăm cu Germania, unde 80% trăiesc în zona urbană, eu cred că pot fi un exemplu pentru noi. Treceam acum prin niște localități, în drum către Bacău, dinspre București, în niște localități, unele fără niciun viitor. Dar cea mai cunoscută localitate pe care o cunosc este localitatea unde a bunicilor mei. Unde vecinii, bunicii mei evident că au murit, vecinii dânșilor de parte și de alta au murit deopotrivă, copiii au plecat cu toții, vecinii de asemenea și de vis-a-vis, într-o localitate în care se fac investiții de la bugetul central și de la, din fondurile europene și așa insuficiente, în apă, canal, școli, săli de sport, că se construiește biserică, probabil că la populația îmbătrânită din acea localitate e nevoie de biserică. Dar iată investiții care se vor demonstra, cu cât trece timpul, se vor demonstra mai inutile unde îngropăm bani. Solicităm ca acei bani să fie redirecționați către orașe și către acele comune, pentru că noi nu milităm să fie desființate comunele, ba dimpotrivă. Trebuie făcută o strategie administrativă în această țară în care să vedem care sunt acele localități care au viitor și care nu. Acele localități care vor fi depopulate, vor deveni, știu și eu, case părăsite în următorii 10 ani de zile, de ce să mai băgăm bani în ele, de ce să nu investim în orașe pentru acei tineri care pleacă de acolo și se îndreaptă către orașe. În consecință, paleta de acțiune, și vreau să spun că inclusiv astăzi am avut discuții cu primari de municipii care ne spun că au mari probleme bugetare și mari probleme cu forța de muncă. Avem municipii în România unde este mare problemă cu forța de muncă. București este unul din aceste municipii. De ce nu să facem că avem parteneriat cu mediul de afaceri și să le prezentăm oportunitățile din aceste orașe și să avem alături de oportunități administrația publică locală care este implicată